n-am dus eu fetele. Să nu am ghele la Cluj până. Aglomerada!
Ah!
Bună ziua, vă spune Gelu Florea de pe stadionul din Câmpia Turzii, de la transmisiunea live video de Fotbal Juniori 1 dintre Industria Sârmei Câmpia Turzii și Unirea Sântana din județul Arad. Este vorba de un meci eliminatoriu interjudețean pentru calificarea la turneul zonal pentru Juniori 1. Trebuie să spunem că Industria Sârmei Câmpia Turzii a câștigat campionatul județean Liga a 4-a la Juniori 1, clasându-se pe locul 1, poziție din care a avut dreptul să continue competiția la Juniori 1 cu acest meci eliminatoriu în etapa interjudețeană. Este vorba de o confruntare care se decide în două jocuri. La Sântana, elevii antrenorului Cornel Morea au reușit să facă un 2-2, iar acum lucru îmbucurător, deja conduc cu 2-0, deși partida nu a început de multe minute. Așadar, juniorii A1 de la Industria Sârmei Câmpia Turzii conduc cu 2-0 prin reușitele lui Moldovan Sebastian în minutul 4 și Rusu Andrei în minutul 8. Partida a început din start într-un ritm destul de ridicat. Este chiar un meci frumos, având în vedere că vorbim de juniori A1. Cu toate acestea, cel puțin până în acest moment, cele două echipe au oferit un frumos spectacol sportiv. Acum o nouă ocazie pentru Industria Sârmei Câmpia Turzii. Rusu Andrei, autorul celul de-al doilea gol, a avut o bună oportunitate, însă reluarea sa a fost destul de slabă. Așadar, Industria Sârmei Câmpia Turzii conduce cu 2-0 pe Unirea Sântana și speră la calificarea la turneul zonal al acestei categorii de vârstă. Ceea ce trebuie să spunem ar însemna o performanță pentru juniorii din zona Turda Câmpia Turzii. Dar să vă spun și
echipa cu care tehnicianul Cornel Morea a început această partidă de la Câmpia Turzii cu speranța că se va califica la turneul zonal. În poartă este Pop Bogdan, jucător de câmp, Revnic Alin, Olar Paul, Curta Andrei, Moldovan Mihai, Cosma Alin, Covaci Paul, Țuli Raul, Moldovan Sebastian, Rusu Andrei și Dan Florin, decarul formației din Câmpia Turzii, care evoluează și la echipa de seniori în Liga a 4-a. Jucătorii de rezervă sunt Onaca Dacian, Ciungan Călin, Rus Rareș, Sas Dan și Plăcintar Rareș. Echipa din Câmpia Turzii atacă de la stânga la dreapta și este echipată în galben-albastru, culorile tradiționale ale formației din Câmpia Turzii. De partea cealaltă, ACS Unirea Sântana cu Cătălin Puia, antrenor principal, a trimis în teren următorii jucători. În poartă, Mati și Ioan Ciprian, jucător de câmp, Toader Teodor Gabriel, Poghirc Ciprian Iulian, Ani Alexandru, Pașca Bogdan Andrei, Marc Daniel Ioan, Vârciu Daniel, Josan Mădălin Marin, Bud Marius, Stanciu Vlăduț și Bălăban Claudiu Florin. Pe banca de rezerve se află doar doi jucători, Vesa Andrei Petrică și Politic Cristian. Antrenorul formației din Câmpia Turzii, Cornel Morea, este apostrofat de tehnicianul acestei partide pentru unele reproșuri aduse brigăzii de arbitri. Așadar, după cum vă spuneam, debut excelent de joc pentru Industria Sârmei Câmpia Turzii, care după numai 8 minute de joc deja conducea cu 2-0. O nouă fază foarte periculoasă și este 3-0. 3-0 pentru Câmpia Turzii. O nouă fază foarte frumoasă reușită de elevii lui Cornel Morea, care se desprind în acest moment la 3 goluri. Este 3-0. Început extrem de favorabil pentru jucătorii din Câmpia Turzii, tinerii jucători din Câmpia Turzii, care se pare că vor tranșa acest meci în favoarea lor. A marcat Rusu în minutul 22. După cum vă spuneam, debut fulminant de confruntare pentru Industria Sârmei Câmpia Turzii. Juniorii A1 ai clubului din Câmpia Turzii au înscris 3 goluri în doar 22 de minute și se pare că vor controla această partidă în condițiile în care oaspeții dau semne că sunt debusolați după acest debut de meci extrem de nefavorabil lor. O accidentare
se pare că unul dintre tinerii jucători din Câmpia Turzii acuză o lovitură, este nevoie de intervenția asistenței medicale. Jocul se va relua cu aruncare de la margine. Sportivi, jucătorii din Sântana retrimit balonul în posesia formației din Câmpia Turzii, așa cum era înainte ca aceștia să o trimită în aut pentru a permite intervenția asistentului medical. Covaci Paul a acuzat acea lovitură, el așteaptă acum pe marginea terenului pentru a intra din nou în joc. Nu a fost nimic grav. În acest moment îi se permite să reintre pe teren. ISCT are posesia balonului în acest moment. Și după cum vă spuneam, conduce deja cu 3-0, un debut de meci extrem de favorabil pentru elevii lui Cornel Morea, care sunt destul de aproape de calificarea la turneul zonal, ceea ce reprezintă o performanță, vă repet, o performanță care merita și o transmisiune live din partea Turda News. Pentru că trebuie să spunem, Turda News este un site de știri locale care acordă o foarte mare atenție și echipelor de juniori, atât la fotbal, cât și în cazul altor sporturi. O recuperare la mijlocul terenului pentru jucătorii din Câmpia Turzii, care inițiază o nouă acțiune la poarta echipei arădene, însă în cele din urmă balonul a depășit suprafața de joc. După cum vă spuneam, se joacă într-un rit destul de bun pentru acest nivel. Sunt două echipe bune, de o parte campioana județului la Liga 4 de juniori A1, Industria Sârmie Câmpia Turzii, de partea cealaltă, echipa care a câștigat competiția similară în județul Arad, respectiv Unirea Sântana. Jucătorii din Sântana în meciul tur disputat în județul Arad au condus și ei la un moment dat cu 2-0, însă Dan Florin, mijlocașul formației din Câmpia Turzii, a reușit o dublă și meciul s-a încheiat 2-2, un rezultat care era promițător pentru ISCT înaintea acestui meci decisiv pentru calificarea la turneul zonal. Lucru care este confirmat și de debutul fulminant pentru elevii lui Cornel Morea, care au înscris 3 goluri în primele 22 de minute și conduc în acest moment cu 3-0. Și nu numai că ei sunt în avantaj pe tabela de marcaj,
încă își creează ocazii periculoase de joc și evoluează ca și cum n-ar avea 3-0 pe tabelă, ci scorul ar fi 0-0, ceea ce este un lucru îmbucurător, mai ales la acest nivel, să vezi că există jucători cu o astfel de mentalitate, pentru că de multe ori la 3-0 mulți dintre fotbaliști sau multe dintre echipe ar lăsa o mai moale în încercarea de a conserva rezultatul, cum se spune. Nu, același lucru îl remarcăm la elevii antrenorului Cornel Morea, care joacă, vă repet, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Partida se dispută în continuare, chiar dacă au 3-0, ei totuși joacă și forțează și alte reușite la poarta rădeană. O nouă acțiune de atac, un șut spectaculos, gol 4-0, foarte, foarte frumos. O pătrundere pe partea stângă în careu și o execuție. O execuție senzațională la colțul lung, fără nicio șansă pentru portarul advers. Minutul 29, Dan Florin înscrie golul cu numărul 4 pentru echipa din Câmpia Turzii. Dan Florin, care, după cum vă spuneam, a reușit o dublă la Arad, dublă care a asigurat un egal 2-2 pentru echipa din Câmpia Turzii. Așadar, pe stadionul din Câmpia Turzii, scorul deja ia proporții, 4-0 pentru ISCT în confruntarea cu Unirea Sântana. Nu cred că la acest scor și la evoluția pe care am văzut-o până acum se mai poate pune problema calificării la turneul zonal. O calificare și o performanță venită după foarte mulți ani în care fotbalul la nivel de junior și copii în zona Turda-Câmpia Turzii nu a avut astfel de performanțe. Respira! Respira! Repunere de la margine pentru ISCT. Lansare în adâncimea celor din Arad, însă Pop Bogdan iese foarte bine dintre buturi și trimite mingea în afara terenului, zădărnicind acțiunea de atac a celor din Sântana. O intercepție foarte bună pentru ISCT, care în cele din urmă obține o lovitură, o aruncare de la marginea terenului. Moldovan Mihai a repus mingea în joc, tot el recuperează în acest moment, însă continuarea n-a fost la fel de fericită. Din nou posesie pentru Câmpia Turzii. Câteva artificii tehnice la mijlocul terenului își permit tinerii jucători din Câmpia Turzii la 4-0. După cum vă spuneam, conturile par a fi încheiate și nu cred că sau e greu de crezut că se mai poate întâmpla o minune de acest gen. O pătrundere în careu pe partea stângă, centrare în fața porții, însă balonul în cele din urmă părăsește suprafața de joc și scorul rămâne în continuare 4-0 pentru ISCT în confruntarea cu Unirea Sântana
la juniori 1, meci decisiv pentru calificarea la turneul zonal rezervat acestei vârste. 4-0. Degajare lungă lui Pop Bogdan. Dan Florin a fost aproape acolo de o intercepție, însă și-a prelungit prea mult balonul. Și acesta a ajuns în cele din urmă în brațele portarului advers, Matiș. Repunere de la margine pentru ISCT, Moldovan Mihai. Va face acest lucru în apropiere pentru Moldovan Sebastian, care a trimis o centrare înșelătoare, însă aceasta a depășit suprafața terenului de joc. Moldovan Sebastian, jucător născut în 1999, de altfel alături de el mai sunt încă doi jucători născuți în 1999, care evoluează la juniori A1, este vorba de Curta Andrei și de Rusu Andrei. Ei sunt practic cei mai tineri jucători din primul 11 trimis în teren de Cornel Morea. Un foul pentru ISCT acordat de centralul partidei. Este o poziție destul de periculoasă. Să vedem ce schemă vor aplica jucătorii din câmpia Turzii. Vă repet, aceștia au 4-0 în confruntarea cu Unirea Sântana. Dan Florin se pregătește să execute această lovitură liberă. Foarte probabil va fi o lovitură liberă directă. Dan Florin fiind un bun executant al acestor lovituri, însă balonul trimis de el nimerește zidul. Dan Florin continuă faza. Foarte bătăios Dan Florin, însă se pare că a faultat. Dan Florin este capitanul echipei de juniori A1 din câmpia Turzii. Un jucător tânăr, talentat, care deja evoluează la echipa de seniori în Liga a 4-a, echipa de seniori cu care a câștigat în această săptămână Cupa României, faza județeană, după o finală în care echipa din câmpia Turzii a învins cu 1-0 formația Potaisa Turda. Acțiune pe partea stângă a jucătorilor arădeni, însă faza rămâne fără niciun rezultat. Pop Bogdan în cele din urmă reușește să rețină acest balon fără probleme. Degajează lung Dan Florin, caută un coechipier, îl găsește pe partea stângă. Foarte, foarte bătăios.
Sebastian Moldovan a urmărit acest balon. Și ISCT obține o aruncare de la margine. Rednic Alin a trimis afara suprafeței de joc. Jucătorii din câmpia Turzii blochează destul de bine oportunitățile de construcție ale echipei arădene și nu-i dă prea multe spații de joc. Moldovan Mihai a rezolvat această fază. Aruncare de la margine pentru arădeni. N-a fost offside și oaspeții reușesc să reducă din handicap prin Stanciu Vlăduț în minutul 41 al partidei. Așadar, este 4-1 pentru ISCT în confruntarea cu Unirea Sântana. Mai sunt câteva minute până la pauză. O neatenție în defensiva formației din câmpia Turzii, de care au profitat jucătorii arădeni. Aceștia reușind să înscrie golul de onoare. O gafă a unui jucător din câmpia Turzii. Băieții trebuie să-și revină în fund. Nu s-a prăbușit cerul pe ei pentru acest gol al arădenilor. Elevii lui Cornel Morea continuă să conducă lejer 4-1 și au șansa să-și valorifice jocul destul de bun pe faza de atac. O centrare în mijlocul careului, Dan Florin se bate acolo, Moldovan Sebastian, însă el a fost blocat, contraatac al oaspeților. Revnic Alin a blocat acest atac. Balonul a ieșit în afara suprafeței de joc. Contraatacul arădenilor transformându-se într-un atac pozițional. De câteva minute, trebuie să spunem, echipa arădeană parcă s-a mutat puțin în terenul formației din câmpia Turzii. Pune un pic de presiune pe jucătorii ISCT-ului.
au reușit să reducă din handicap, din acel 4-0 care era la un moment dat, acum este 4-1 pentru ISCT și mai sunt doar câteva minute până la fluierul de final al primei reprize. Poziția afară din joc pentru atacantul arădean, Pop Bogdan. A adus această minge. Curta Andrei a degajat lung. Olar Paul a interceptat acest balon. Moldovan Sebastian pe partea dreaptă a pierdut controlul balonului pentru moment și în cele din urmă arădenii repun de la marginea terenului. După cum vă spuneam, Turda News, site-ul de știri locale cu cea mai mare audiență, realizează astfel de transmisiuni live video de la evenimentele majore, indiferent că este vorba de conferințe de presă, ședințe de consiliu local, meciuri de fotbal sau alte competiții sau evenimente din zona Turda Câmpia Turzii. Suntem singurul organ de media local care realizăm astfel de transmisiuni live video. Bineînțeles, acestea vor continua, ba chiar putem spune că vom îmbunătăți serviciile informaționale pe care le oferim cititorilor noștri și publicului care crește, pot spune, aproape de la o lună la alta distanța față, în ceea ce privește audiența, față de cei care sunt pe locul 2, fiind deja extrem de mare. Fluier final al primei reprize în acest moment, așadar la pauză, ISCT Câmpia Turzii, Unirea Sântana, 4-1. Vom reveni cu cea de-a doua repriză după minutele de pauză. În acest moment a început repriza a doua a partidei de fotbal dintre juniorii 1 de la Industria Sârmei Câmpia Turzii și juniorii 1A și echipa similară a celor de la Unirea Sântana. După prima repriză, elevii antrenorului Cornel Morea conduc cu 4-1 în fața formației arădene, după ce în meciul tur disputat la Sântana au reușit un 2-2. Echipa care va tranșa această dublă confruntare se va califica la turneul zonal rezervat acestei vârste, respectiv juniorilor A1. Echipa din Câmpia Turzii a condus cu 4-0
la un moment dat, după un debut de meci fulminant, însă arădenii au redus din handicap pe finalul primei reprize. Moldovan Sebastian lansat pe partea dreaptă. O combinație urmată cu un șut din unghi, însă balonul trece peste poartă. Din nou Moldovan Sebastian pentru Dan Florin. Poziția afară din joc pentru acesta. Arădenii au repus rapid mingea în joc și încearcă să construiască o acțiune de atac care să pună pericol la poarta lui Pop Bogdan. Minge în fața porții și Pop Bogdan reușește să respingă la o fază care îi se anunța foarte periculoasă. Stanciu Vlăduț a șutat din apropiere, însă Pop Bogdan a reușit să respingă cu un reflex foarte bun. În cele din urmă, faza a continuat și acum echipa din Sântana beneficiază de o lovitură liberă din preajma careului, o lovitură liberă care se poate anunța periculoasă la poarta celor de la ISCT. 4-1 în minutul 50 al partidei. Execuție nu prea bună a decarului formației din Sântana, Josan Mădălin Marin. Schimbare la câmpia Turzii, Rus Rareș intră pe teren în locul lui Curta Andrei. Un fault al lui Moldovan Mihai undeva pe banda stângă în direcția de atac a formației din Sântana, lovitură liberă pe care o va executa Marc Daniel Ioan. Foarte probabil va urma o centrare în careul formației din câmpia Turzii. Lovitură de la colțul terenului după ce Kovac Paul a respins balonul cu capul. Centrare respinsă de defensiva ISCT-ului din nou. Thank you.
Respiro! Muda aqui! Antrenorul Cornel Morea le cere mai multă răbdare elevilor săi. ISCT conduce cu 4-1, repriza a doua a partidei cu Unirea Sântana și e greu de crezut că mai poate pierde calificarea la turneul zonal rezervat juniorilor A1. O performanță care de mult nu a mai fost întâlnită la nivelul fotbalului pentru juniori din zona Turda Câmpia Turzii. Nou intratul Rus Rareș a respins inițial balonul pătrundere extrem de periculoasă și din nou Pop Bogdan are un picior salvator acolo la o centrare în fața porții. Foarte bună intervenția lui Pop Bogdan. Echipa arădeană parcă se arată din ce în ce mai periculoasă, însă juniorii lui Cornel Morea rezistă. Dan Florin a preluat o minge pe partea stângă, însă în cele din urmă balonul depășește suprafața de joc. Repunere de la margine pentru echipa din Sântana. Intercepția lui Kovács Paul. Lansare în adâncime, pătrundere din nou foarte periculoasă, însă Pop Bogdan iese foarte bine dintre buturi și reține acest balon. Două intervenții foarte bune a lui Pop Bogdan, care a blocat fazele extrem de periculoase ale tinerilor jucători din Sântana. Și în continuare, scorul este favorabil echipei din Câmpia Turzii, 4-1. Aruncare de la margine pentru Câmpia Turzii, moldovan Mihai va face acest lucru. Pierd balonul jucătorii din Câmpia Turzii, însă recuperează. Curta Andrei a recuperat inițial acest balon, acum un fault pentru jucătorii antrenați de Cornel Morea, după un fault la nou intratul Rus Rareș. Șut la mare distanță, o soluție interesantă găsită de Curta Andrei. Însă fără niciun efect pe tabela de marcaj. Din nou posesie pentru Câmpia Turzii. Șut peste poarta lui Kovács Paul. Este bine că formația din Câmpia Turzii pune probleme la poarta arădenilor, pentru că, așa după cum ați văzut, aceștia s-au arătat destul de periculoși în câteva faze și doar intervențiile salvatoare ale lui Pop Bogdan au zădărnicit
micșorarea diferenței dintre cele două echipe. O nouă pătrundere și, după cum vă spuneam, 4-2. Gol pentru formația arădeană și cartonaș galben. Patru la 2 din minutul 58. A redus din handicap Bălăban Claudiu Florin. Confruntarea devine una interesantă. De la 4 la 0 este 4 la 2 în acest moment. O schimbare în tabăra gazdelor. Moldovan Mihai a părăsit terenul de joc și a fost înlocuit cu Ciungan Călin pe banda. De fapt nu, este o redistribuire a pozițiilor în tabăra gazdelor. Ciungan Călin a intrat la mijlocul terenului, oarecum la închidere, în timp ce în defensivă, pe banda dreaptă, în defensivă, pe partea dreaptă, a trecut moldovan Sebastian. Aruncare de la margine pentru câmpia Turzii. Rus Rareș se pregătește să repună mingea în joc. Din nou, mingea părăsește suprafața de joc. 4-2 așadar, după ce gazdele au condus cu 4-0. După cum vă spuneam, și în partida tur de la Sântana a existat o răsturnare de scor. Atunci a fost în favoarea echipei din câmpia Turzii, după ce gazdele conduceau cu 2-0. Dan Florin a semnat o dublă și partida s-a încheiat la egalitate 2-2. Un fault, o intrare mai dură de cartonaș galben, într-adevăr. Cartonaș galben arătat de centralul partidei pentru Poghirc Ciprian Iulian. O intervenție din spate destul de dură și este nevoie de intervenția medicală. Noi!
Repunere de la marginea terenului. Atac al formației arădene. Finalizată cu o repunere din colțul careului de 6 metri în favoarea echipei din Câmpia Turzii. Dan Florin, n-a fost offside shot în bară, trimite Dan Florin din careu, ușor în unghi, shot în bara laterală și scorul rămâne în continuare 4-2 în favoarea ISCT-ului în confruntarea cu Unirea Sântana. Șut al nou intratului Ciungan Călin. Partida de la Câmpia Turzii se joacă, deși la un moment dat spuneam că e greu de crezut că oaspeții ar mai putea pune vreo problemă la 4-0 după acel debut de meci fulminant al celor de la ISCT, dar iată că încet încet formația arădeană a reușit să înscrie două goluri. O nouă incredibil. O nouă fază de joc contraatac tăios al arădenilor și scorul devine 4-3 în minutul 65 al partidei. Bud Marius a reușit să aducă golul 3 pentru formația sa și, după cum vă spuneam, să sperăm că nu vom asista la o surpriză de proporții după 4-0 pentru ISCT. Acum scorul a devenit 4-3. Mai sunt minute bune de joc. Să sperăm că elevii lui Cornel Morea vor rezista presiunii, pentru că este și o presiune psihică în momentul în care după 4-0 te vezi nevoit să constați că scorul a devenit 4-3 și formația arădeană a prins aripi în eventualitatea în care ar egala datorită golurilor mai multe înscrise în deplasare, ar fi echipa care s-ar califica la turneul zonal rezervat juniorilor A1 în
detrimentul formației din Câmpia Turții, care, vă repet, conducea cu 4-0 la un moment dat, în prima repriză, în debutul acestui meci. Un cartonaș galben arătat de centralul partidei pentru jucătorul oaspeților, Stanciu Vlăduț, autorul unui gol. Acesta a protestat și a văzut un avertisment din partea centralului partidei. Repunere de la margine pentru Câmpia Turzii. Hai băieți, trebuie să vă faceți și voi jocul pe atac. Covaci a recuperat, Ciungan. În adâncime pentru Dan Florin, însă acesta nu mai reușește să ajungă la balon. Din nou Covaci, Ciungan. Covaci recuperează din nou la mijlocul terenului, moldovan Sebastian. Caută spații jucătorii din Câmpia Turzii, nu le prea găsesc. Minge trimisă în afara suprafeței de joc și repunere de la margine pentru ISCT. Ne aflăm în minutul 69 al partidei. Mai sunt așadar mai mult de 20 de minute până la fluierul final al partidei. O partidă care are un final extrem, extrem de interesant. După ce gazdele au condus cu 4-0, arădenii au revenit, iar acum scorul este 4-3. Miza acestei confruntări este calificarea la turneul zonal rezervat juniorilor A1. Dan Florin încearcă să rezolve faza de unul singur, nu reușește și faltează. Minge trimis afară din joc de Paul Olar. Aruncare de la margine pentru arădeni. Dan Florin se bate acolo de unul singur. Ciungan. Vinge trimisă în afara suprafeței de joc de defensiva formației din Sântana și o nouă schimbare la Câmpia Turzii. Plăcintar Rareș se pregătește să intre în teren. Cel înlocuit este Tsuli Raul. Falta lui Ciungan. Partida de la Câmpia Turzii s-a relansat în mod surprinzător și după ce au fost conduși cu 4-0, jucătorii arădeni sunt la un singur gol de un rezultat care le-ar permite calificarea. Vă reamintesc,
În acest moment este 4-3 pentru echipa din Câmpia Turzii, după ce în tur la Sântana jocul dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate 2-2. Dan Florin încearcă să lanseze un coechipier pe culoar, nu reușește acest lucru, totuși posesia este în favoarea formației din Câmpia Turzii. Un fault. Plăcintar Rareș a fost faultat acolo. Lovitura liberă este executată de capitanul echipei, Dan Florin. Acesta trimite doar până în marginea careului, mingea fiind respinsă. Poziție afară din joc pentru... Incredibil! Da, se pare că nu a fost gol. Nu a fost gol, a fost un fault la portar. Fault la portar și golul a fost anulat. În continuare 4-3 pentru formația din Câmpia Turzii. Știi ce sunteți? Împuțiți, băi! Proteste ale oficialilor din Sântana după această fază, la care au reclamat faptul că golul trebuia validat pentru că atacantul formației din Sântana ar fi ajuns primul la balon, reluând mingea în poartă și abia apoi a fost vorba de un contact. Minge repusă din careul formației din Câmpia Turzii, care a scăpat bazma curată la această fază. 4-3 pentru ISCT în confruntarea cu Unirea Sântana, însă jocul este departe de a fi unul atât de ușor cum părea la un moment dat, după ce elevii lui Cornel Morea aveau 4-0 pe tabela de marcaj. Iată că în acest moment este 4-3, ca să nu mai spun că formații din Sântana tocmai s-a anulat în gol la 4-4. Cred că puteam spune că este vorba de o surpriză de proporții mai rar întâlnită, după 4-0 să fie 4-4. Jocul continuă, 4-3 pentru ISCT. ISCT care, senzația mea este că a făcut pasul în spate și practică un joc de așteptare, un joc care se poate dovedi extrem de periculos. Jucătorii din Câmpia Turzii așteaptă... Jucătorii din Câmpia Turzii așteaptă adversarul. Dan Florin însă trimite mingea în afara suprafeței de joc. Mingea respinsă din nou de defensiva formației din Câmpia Turzii. Meciul s-a încis rău de tot după ce tinerii jucători din Sântana a reușit 3 goluri consecutive, ajungând la 4-3, dar mai ales după ce au înscris acel gol care a fost anulat de centralul partidei,
gol care le dă oarecum aripi, dându-le convingerea că ar putea să înscrie și al patrulea gol, gol care în acest moment ar însemna calificarea pentru echipa din Sântana dacă meciul s-ar termina la egalitate. Vă repet, în partida tur disputată în localitatea arădeană, scorul a fost 2-2 și în acel meci gazdele din Sântana au condus 2-0, însă ISCT a revenit de data aceea, ISCT-ul a revenit în joc și a terminat la egalitate 2-2. Iată că acum ISCT-ul a condus 4-0, iar jucătorii din Sântana au ajuns deocamdată la 4-3. Totuși, în aceste ultime minute, par mai periculoși jucătorii arădeni, cel puțin controlează jocul. Jucătorii din Câmpia Turzii s-au retras în defensivă. Aici pe bancă, tot pe bancă. Vă rog frumos. Dar nu eu am eu pe bancă. Păi acolo am venit. Da? Pe bancă, nu mai stau pe picioare. Am întrebat pe doamna de ce se Brigada de arbitri încearcă să țină sub control tensiunile care există în teren și pe cele două bănci tehnice. Tensiuni care oarecum sunt firești având în vedere evoluția scorului și totuși și miza acestei partide, pentru că este vorba de o posibilă calificare la turneul zonal rezervat juniorilor A1, ceea ce poate reprezenta o performanță notabilă pentru oricare dintre cele două echipe. O nouă minge în fața porții, Popu Bogdan este atent și reține acest balon. Este minutul 79 al acestei confruntări. ISCT conduce cu 4-3 pe Unirea Sântana, însă jucătorii arădeni sunt mai prezenți în joc și controlează finalul acestei confruntări. O posibilitate de contraatac pentru elevii antrenorului Cornel Morea. Dan Florin a fost în careu, însă a pierdut oportunitatea de a finaliza acțiunea de atac cu un șut. Unul dintre jucătorii echipei arădene acuză crampe, probabil oboseala deja începe să-și spună cuvântul. Trebuie să menționăm că a fost o partidă intens disputată, chiar dacă vorbim de juniori, o partidă de juniori, s-a jucat cu ardoare, tipic pentru un meci decisiv. Tinerii jucători nu s-au dat în lături de la a face o risipă mare de energie. Dan Florin recuperează un balon, însă trimite peste transversală. Păcat, a fost o fază bună pentru echipa din Câmpia Turzii. Dan Florin avea oportunitatea să finalizeze acolo. Dar în continuare scorul rămâne 4-3 pentru ISCT, iar emoțiile continuă probabil până la fluierul final al centralului acestei partide.
Vă repet, la acest scor 4-3, formația din Câmpia Turzii este calificată la turneul zonal rezervat juniorilor A1, însă în cazul în care oaspeții ar înscrie un gol la 4-4, ei ar fi cei care s-ar califica la turneul zonal, după ce în partida tur disputată la Sântana, jocul dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate 2-2. Ciungan. Emoții foarte mari în cele două tabere, putem spune chiar și nervozitate pe băncile tehnice. Ciungan are o pătrundere pe partea stângă, însă pierde controlul balonului și în cele din urmă mingea este în afara suprafeței de joc. Totuși este vorba de o aruncare de la margine pentru ISCT. Final extrem de interesant și extrem de tensionat. Un fault acordat formației gazdă și o lovitură liberă, aproape un corner mai scurt, am putea spune. Să vedem cât de periculoasă se va anunța această fază. Foarte probabil vom asista la o centrare undeva în gura porții, apărată de Matiș Ioan Ciprian. 4-3 pentru ISCT în partida cu Sântana, într-adevăr, însă portarul advers a reușit să respingă un șut de la distanță destul de bun al lui Rus Rareș, însă balonul a trecut peste transversală. Repunere rapidă în joc a formației arădene. Portarul advers se grăbește, mai sunt câteva minute până la fluierul final al acestei partide și în continuare Industria Sârmei Câmpia Turzii conduce cu 4-3. Vă repet, după ce a condus 4-0 în prima repriză, un 4-0 care anunța o misiune ușoară pentru elevii lui Cornel Morea, dar iată că fotbalul oferă și astfel de momente în care nimic nu este sigur, indiferent de rezultatul care ar putea fi la un moment dat. Fiecare partidă se joacă până în minutul 90, de aceea este frumos fotbalul. Să sperăm că elevii lui Cornel Morea vor rezista până la fluierul final, vor rezista fără să mai primească gol. Asta cel puțin, dacă vor înscrie unul, cu atât mai bine, pentru că ar mai stopa din avântul arădenilor din acest final de meci, care parcă și-au pus în cap o ambiție de a egala situația pe tabela de marcaj și de a zădărnici visul echipei din Câmpia Turzii de a se califica la turneul zonal al juniorilor A1. O aruncare de la margine pentru ISCT. Același Andrei Curta va repune de la margine. Aruncare lungă până la Dan Florin.
Acesta protejează balonul, însă în cele din urmă pierde controlul mingii. Balon aruncat în careul formației din câmpia Turzii, însă Pop Bogdan a ieșit foarte bine acolo și a reținut această minge. Ne apropiem de finalul partidei. Fault în favoarea echipei din câmpia Turzii. Ne aflăm în minutul 87 al confruntării dintre ISCT Câmpia Turzii și Unirea Sântana într-un meci decisiv la nivelul juniorilor A1, care poate trimite una dintre cele două formații la turneul zonal rezervat acestei categorii de vârstă. O performanță notabilă pentru oricare dintre cele două cluburi. Să sperăm că jucătorii din câmpia Turzii vor fi aceia care se vor califica la finalul acestei partide. O calificare care înseamnă o performanță care este obținută după mulți, mulți ani în care nicio formație din, la nivel de juniori, mă refer, nicio formație din zona Turda, câmpia Turzii, nu a obținut vreo performanță notabilă, indiferent de categoria de vârstă. Dan Florin câștigă acest balon, încearcă o pătrundere de unul singur în careul advers, protejează balonul, însă pierde această minge. Ciungan, un șut departe, peste transversală, parcă mai mult pentru a trece timpul. Se pare că se arată un cartonaș galben, da, pentru un jucător al formației oaspete. Este vorba, da, de al doilea cartonaș galben pentru Stanciu Vlăduț, autorul unui gol. Acesta vede și cartonașul roșu pe final de meci și părăsește terenul de joc. Încă un cartonaș roșu, de data aceasta pentru Bud Marius. Două eliminări pentru în tabăra formației arădene. Nervozitatea și-a spus cuvântul. Să vedem ce se va întâmpla pe acest final de meci extrem de tensionat. 4-3 pentru ISCT Câmpia Turzii în confruntarea cu Unirea Sântana. O intrare cu talpa mai dură, nervozitate mult prea mare la acest nivel. Cartonaș galben pentru jucătorul advers. Și un nou cartonaș roșu, a treia eliminare pe final de meci pentru Poghirc Ciprian Iulian, care a văzut și el al doilea cartonaș galben. Jucătorii formației arădene amenință că părăsesc terenul de joc. Încă un cartonaș roșu pentru proteste pentru capitanul echipei. Este vorba de Vârciu Daniel, al patrulea cartonaș roșu. În acest moment se joacă 11 contra 7 pe finalul acestei partide extrem de tensionate. Multă, multă nervozitate în tabăra arădeană. Sunt intrări extrem de dure. Putem spune că meciul a scăpat de sub control. 7 contra 11 se joacă în acest moment. Formația din
Arad are 4 jucători mai puțin pe teren, este condusă cu 4-3 de ISC Câmpia Turzii, iar centralul partidei a anunțat în acest moment că intrăm în minutele de prelungire, 4 sau 5 a arătat, n-am văzut chiar foarte bine de la distanță. Tensiune foarte mare pe finalul acestui meci. Să sperăm că elevii lui Cornel Morea vor gestiona acest final tensionat, îl vor gestiona în favoarea lor după ce adversarii lor au primit 4 eliminări în câteva minute. Fie că a fost vorba de unele intervenții mai dure care au adus cel de-al doilea cartonaș galben, sau a fost vorba de proteste și roșu direct arătat de centralul partidei. Dan Florin faultat în careu și cartonaș galben pentru portarul Mati și Ioan Ciprian. Lovitură de la 11 metri în minutele de prelungire pentru echipa arădeană. Jocul continuă, se pare că oficialii formației din Câmpia Turzii reproșează faptul că la acest nivel nu ar fi voie să se continue partida dacă sunt mai puțin de 8 jucători pe teren. Jocul continuă, totuși a continuat, deși oaspeții erau 7 pe teren. Incredibil, portarul advers Mati Joan Ciprian reușește să respingă acest penalti din minutele de prelungire. Foarte, foarte tensionat acest final de joc. 4-3 pentru ISCT, care în acest moment are 4 jucători mai mult pe teren. 11 contra 7 se joacă. Un penalti ratat în urmă cu câteva momente și echipa arădeană continuă să lupte, foarte multă îndârjire din partea tinerilor jucători arădeni în această confruntare. Continuă să lupte chiar dacă sunt 7 jucători contra 11. Vă repet, ei au reușit o revenire spectaculoasă de la 0 la 4, la 3, la 4, punând sub semnul întrebării destinul acestei partide, însă e greu de crezut că în acest moment se mai poate întâmpla ceva. Practic, tinerii jucători arădeni nu mai au resursele și nu mai au efectivul necesar pentru a pune în pericol poarta apărată de Pop Bogdan. De altfel, formația din Câmpia Turzii se află în atac în aceste ultime momente ale jocului. Mai este puțin și vom asista la fluierul final al acestei partide. O partidă extrem de disputată, transmisiune live video realizată de Turda News. Și acum este fluierul final. ISCT Câmpia Turzii se califică la turneul zonal rezervat juniorilor A1 după un meci extrem de tensionat. Bravo băieți, bravo Cornel Morea, bravo tuturor celor implicați în realizarea acestei performanțe. 4-3 pentru ISCT după ce în partida turs a terminat 2-2. Calificare spectaculoasă pentru ISCT Câmpia Turzii la turneul zonal rezervat juniorilor A1. O performanță realizată de echipa din Câmpia Turzii. Bravo băieți, felicitări! Să sperăm că puteți realiza o figură frumoasă și la turneul zonal. Oaspeții reproșează, au ceva de reproșat bigăzii de arbitri, considerând că Chapelle, la junior, très bien, on va, 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 on
Foarte multă tensiune, inclusiv printre oficialii formației din Sântana. Bucurie mare se aude din vestiarul echipei ISCT. Așadar, punem punct final aici, partide de la Câmpia Turzii. ISCT Unirea Sântana s-a încheiat 4-3, un meci tensionat care poate fi vizionat oricând de acum încolo pe canalul de YouTube al Turda News.